Fermieri din mai multe părți ale țării folosesc produsul Azospidamino, un fertilizant foliar de ultimă generație. Am vizitat anul trecut fermieri care au văzut beneficiile celor două tipuri de azot din produsul Azospidamino, care mai conține și sulf, magneziu, dar și o cantitate mare de aminoacizi. Dați de mâncare grăului, nu? I-ați dat și dați în continuare. Tot timpul trebuie să-l hrănim ca să fie recunoscător și să scoatem producții frumoase la hectar. Ce folosiți? Ce-i dați ca nutriție? Arată bine, arată deci, foarte extra, bine. Eu am fertilizarea de bază, care este vorba de azot, fosfor și potasiu. Eu sunt adeptul pentru ca în final să am un conținut bun de proteine și o greutate ectolitică bună, cerută de către toți morarii. Vin și cu acest Azospidamino, pe care îl folosesc de 3 ani de zile cu rezultate foarte bune. În compoziția lui conține aminoacizi esențiali. Întreține alimentarea, fertilizarea plantelor pe o perioadă mai lungă de timp. Deci plus o eliberare că, lentă, foliar, da, eliberare lentă, plus că îi dă anumită o vigoare, cum să vă spun eu, o sănătate a plantelor de grâu, în plus față de celelalte culturi. Poți să-l aplici și în condiții că, să zicem, după o ploaie, rouă și așa mai departe, nu apare fitotoxicitatea, spre deosebire de alte îngrășăminte care n-are rost. În special cele solide, alea au reacția de biuret peste 1. Sunt plante fericite care reușesc să ajungă în stadiul acesta. Sigur că da, și fără pete de fitotoxicitate. Se observă culoarea frunzelor, deci sunt bine hrănite, au un verde intens. În faza de burduf, a fost aplicat la această cultură produsul Azospidamino, un fertilizant foliar pe bază de azot ureic. Două forme de azot, azot ureic simplu, uree formaldehidă policondensată. Cel mai important lucru la acest produs, lipsa biuretului, cel care ne creează fitotoxicitate, cel care ne creează probleme. Deci, cum alegem aceste momente pentru aplicarea acestor produse? Să influențăm anumite elemente de rod, anumite caracteristici ale culturii, ale producției noastre. În faza de furtuf, influențăm în mod deosebit fertilitatea și florilor și, bineînțeles, masa hectolitrică a boabelor. Influențăm calitatea produsului, calitatea în proteină, în substanțele de rezervă. Grâul ăsta a mâncat complexe, a mâncat azot, a mâncat o fertilizare pe bază de azot foliară și undeva la 4 tratamente erbicidare atât în toamnă cât și în primăvară. Plantă premergătoare a fost rapița. Pe lângă mâncarea de bază, această cultură de grâu a fost ajutat și în faza de burduf și cu un produs, mai exact Azospid, achiziționat de la partenerii noștri Vizda Agro România. Un produs care conține azot ușor asimilabil plantelor, aminoacizi. Azospidamino Plus este un produs pe bază de azot lichid cu adaos de sulf și magneziu, dar și aminoacizi. Azotul se prezintă sub două forme. Forma ureică, ce asigură plantei o nutriție imediată, dar și o formă formaldehidă, ce asigură o nutriție pe termen lung. Pentru detalii privind produsul Azospidamino, puteți accesa website-ul vistaagro.ro.